Nu există contract de muncă cu medic specialist medicină de familie, conform statului de funcții, aprobat de Consiliul Județean, anexa 2.14, prin hotărârea din 2022-2024. Astfel nu se poate asigura monitorizarea în mod continuu a stării de sănătate a pacienților și nu este asigurată instruirea periodică a personalului medical. Nu se respectă norma sanitară în dormitoarele cu nici microclimatul, în spațiile de cazare cu 5 și 6 beneficiari în cameră. Nu este amenajat un izolator în vederea izolării funcționarea pacienților, conform structurii avizate inițial. Cabinetul medical nu se află în acest pavilion. Nu există evidențe cu privire la igiena asistaților. Nu se poate verifica respectarea programului de igienizare generală, bisăptămânală a beneficiarilor, igiena personală a beneficiarilor, ar include toaleta zilnică și toaleta bisăptămânală.